În această duminică, credincioșii din toată zona de deal a județului Mehedinți au venit, cu mic, cu mare, în satul Păunești al comunei Godeanu, pentru a participa în duh de rugăciune alături de ierarhul mehedințean la slujba târnosirii Bisericii Noi din acest sat. De asemenea, a avut loc și lansarea cărții Monografia comunei Godeanu. Sfințește biserica aceasta, ramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfinții Trei Erari Vasile, Grigorie și Ioan, prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slujba de sfințire a bisericii din satul Păunești a început în jurul orei 8 și a fost oficiată de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, având alături un ales sobor de preoți și diaconi. În prima parte a slujbei de sfințire, ierarhul a oficiat sfințirea exteriorului bisericii și binecuvântarea clopotniței, iar apoi preasfinția sa, împreună cu soborul slujitor și credincioșii prezenți, au intrat în biserică unde a început târnosirea altarului. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt. După târnosirea altarului, preasfințitul a sfințit și pictura acestei biserici, iar înainte de începutul Sfintei Liturghii, părintele Adrian Olorean, consilierul administrativ al Episcopiei Severinului, a dat citire actului de sfințire a bisericii. Sfânta și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur a fost oficiată pe altarul nou sfințit al acestei frumoase biserici. În cuvântul de învățătură de la finalul Sfintei Liturghii, ierarhul nostru, preasfințitul părinte Nicodim, a pus la inimile credincioșilor prezenți câteva gânduri vorbind despre greutățile ce au fost întâmpinate la ridicarea acestei biserici. În această frumoasă zi de duminică și de primăvară, să târnosim și să oficiem Sfânta Liturghie în biserica nou construită din satul Păunești. Aici, în acest sat, filia parohiei Godeanu, există o biserică de valoare istorică, din lemn însă, tencuită din lemn, dar foarte mică. Atunci când s-a zidit această bisericuță, numărul locuitorilor din satul Păunești era destul de mic. Probabil nu urcaseră tot de pe râul Știlbița, acolo unde secole a ființat vechiul sat. Acolo a fost biserică cu hramul Sfântul Gheorghe. La punerea pietrei de temelie aici, la Păunești, s-a menținut vechiul hram pe care biserica satului l-a avut în urmă cu secole. La finalul cuvântului, ierarhul a acordat crucea mehedințeană pentru mireni, primarului Sabina Gheorgheci, norac titorului și o gramată de cinstire inginerului Ionică Gheorgheci, fiul titorului principal. Acordăm o diplomă de recunoștință domnului consilier administrativ din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei, domnul Antonie Olărean. Vă mulțumesc nespus pentru toată colaborarea și pentru tot ajutorul care mi l-ați oferit să putem realiza o minunată slujbă. Acordăm diplomă de recunoștință domnului preot paroh Nicolae Oproiu, domnul consilier, părintele nostru de suflet, care vreau să vă spun, nu a mai avut fusorar, s-a lucrat ziua, noaptea, dimineața, nu mai vorbim de weekend. Este alături de noi, cum toți știm, simțim și vedem.
După acest moment, doamna primar Sabina Gheorgheci a acordat preasfințitului părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, titlul de cetățean de onoare al comunei Godeanu pentru implicarea cu timp și fără timp la sporirea vieții duhovnicești a acestor sate ce compun comuna Godeanu, preasfinția sa fiind originar din satul Godeanu al acestei comune. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, atât eu, cât și soțul meu, întreaga familie, toți cetățenii satului Păunești, întreaga comună Godeanu. Suntem extrem de mândri că vă avem fiu al satului Godeanu. Mă simt onorată. Mulțumesc. Și primăria și Consiliul Local Godeanu a hotărât astăzi, 22 mai 2022, să vă oferim titlul de cetățean de onoare al comunei Godeanu. Doamna primar a mai acordat câteva diplome de recunoștință. După acordarea acestor distincții, a fost lansată cartea Monografia Comunei Godeanu, scrisă de domnul Nicolae Băbălău, fiu al satului Șiroca, ce aparține Comunei Godeanu, împreună cu un alt fiu al Comunei Godeanu. Cineva din Șiroca a scris o carte, poartă titlul Comuna Godeanu-Mehedinți. Acel cineva este un prieten al meu pe care l-am cunoscut în 2001 în Craiova, când eram episcop vicar. Se numește Nicolae Băbălău, cu încă cineva din comună, din satul Godeanu, Georgică Gherghinescu, fost director al Băncii Naționale din Craiova. Vă mulțumesc din toată inima, atât eu cât și colegul meu de scriitură, George Gherghinescu, pentru că preasfințitul părinte Nicodim ne-a oferit prilejul să lansăm această carte odată cu sfințirea bisericii din satul Păunești. Este o premieră. Slavă Domnului că în această zi deosebită, când s-a sfințit acest lăcaș de cult, s-au deschis și paginile acestei prime cărți a Comunei Godeanu, Monografia Localității. După aceste momente încărcate de emoție, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitori și părinți slujitori ai acestei parohii trecuți la Domnul. La final, toți credincioșii prezenți au avut prilejul de a trece prin Sfântul Altar și a se închina la jertfelnicul nou sfințit.